Bun găsit! Agitații autospeciale forfătă pompieri și curioși pe margine. Toate acestea au făcut parte dintr-un exercițiu ce a avut loc la sediul Palatului de Justiție din Suceava. A fost vorba despre o simulare de incendiu la un obiectiv cu aglomerări de persoane. Exercițiul cu forțe în teren a avut ca temă intervenția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al Județului Suceava și celelalte instituții cu funcții de sprijin pentru salvarea, evacuarea persoanelor și limitarea efectelor negative produse de un incendiu la un obiectiv cu aglomerări de persoane, respectiv Palatul de Justiție din Municipiul Suceava. Punerea în aplicare a planului roșu de intervenție. Suntem conștienți că nu există obiectiv sau activitate economică care să se dezvoare cu risc zero în situații de urgență. Tocmai de aceea am vizat în interior mai multe situații tactice. Au fost simulate mai multe situații tactice unde au fost inclusiv victime, care unele dintre ele s-au putut evacua, altele le-am evacuat noi, altele nu în cele din urmă. Inclusiv am simulat și în urma unui cutremur niște victime surprinse în subsolul construcției și au fost găsite cu cățelul din dotarea inspectoratului. Bilanțul care noi îl vom face cu structurile proprii va fi un bilanț tehnic. Nu pot acum decât să mulțumesc doamnei președinte pentru că s-a gândit să aibă o asemenea inițiativă. Vrem să credem că acest exercițiu va constitui un exemplu de bune practici pentru alte structuri, astfel încât să fie o treabă de continuitate, o treabă de normalitate, pentru că este bine ca situația de urgență să ne prindă pregătiți, pentru că niciodată nu vom ști când, unde și în ce condiții se produc. Exercițiul a fost pregătit aproape 6 luni de zile. În tot acest timp am ținut legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, am făcut ședințe de pregătire, de instruire a personalului, am creionat modul în care se va desfășura acest exercițiu. Și cred că oricare dintre instituțiile publice ar trebui să se aplece asupra acestui segment destul de important. Fiecare dintre noi avem printre obligațiile legale și obligații privind paza și apărarea contra incendiilor. Și un exercițiu practic este de natură să ne arate unde anume putem greși, greșeli care în situații reale ne pot fi fatale. Din fericire, totul a fost doar un exercițiu, dar dacă din nefericire va izbucni la Palatul de Justiție un incendiu, pompierii sunt deja familiarizați cu instituția, cu modul de a acționa.